Această tânără, căreia îi vom proteja identitatea, are 19 ani. A crescut fără dragostea maternă și fără prezența tatălui, așa că a trebuit să muncească și să locuiască pe unde apuca. Soarta a făcut-o să se căsătorească atunci când era minoră, pentru că nu avea un loc de trai. A rămas însărcinată, chiar dacă era un copil de 17 ani. În pofida tuturor greutăților, soțul a devenit agresiv, iar astfel, disperată și cu un copil în brațe, tânăra ajunge la centrul maternal în brațele mamei. Eu nu aveam unde să mă duc. Eu, la 16 ani, eu nu era să trăiesc cu el. Pentru mine, eu trăiam în casa bunicii și fratele, mama cel mai mic, m-a lungat din casă. Și eu de m-am mutat cu traiul la soț. Și eu nu aveam unde să mă duc. Și chiar dacă era să spun cuiva că el mă bate, era să înșeapă. Și apoi să nu mă alunge soacra din casă, eu tășeam și nu spuneam la nimeni. După ce s-a născut cu băietul, noi ne-am înscris și după ce ne-am înscris, s-au început conflicte mai mari. La mine tata este psihotare, eu l-am văzut numai două ori în viață. Cu mama nu vorbesc deloc și chiar și mama e de partea soțului, nu e de partea mea. Pentru dânsa e normal ca, ca să trăiești în familie, ca soțul să te bată. Tânăra spune că la centrul maternal în brațele mamei al misiunii sociale Diaconia a găsit căldura și grija de care avea nevoie pentru a-și crește copilul în siguranță. N-am avut curaj să apelez la centrul maternal, adică am vrut să trec peste asta, adică singură. Pe urmă am văzut că nu sunt schimbări, băietul tot e și el stresat. În primul rând, în centrul maternal am găsit căldură, care n-am avut-o acasă. Toți educatorii sunt ca niște părinți pentru noi, ne dau sfaturi, ne ajută când este greu. Și această tânără de doar 17 ani a ajuns la centrul misiunii Diaconia în a 8-a lună de sarcină. Nu avea acoperiș deasupra capului, era disperată și nu știa încotro să o apuce. Atunci când a rămas însărcinată, prietenul ei a părăsit-o, iar fratele său, în loc să o susține, o agresa fizic. Astăzi se mândrește că reușește să îi ofere copilului său căldura și grija de care are nevoie. La centru am ajuns cu nevoia că fratele Sergaș avea motive ridică mâna și eu m-am decis să vin la centru. Am ajuns, eram însărcinată în 8-a lună, în sarcină. Dar tatăl copilului? Noi nu ținem legătura. Ce ați simțit prima dată când ați intrat aici în centru? Liniște, pace și iubire. Băiatul mi se duce la creșă și așa las. Încep a lucra ca cofetar. La centrul maternal în brațele mamei a misiunii sociale Diaconia, peste 200 de cupluri mamă-copil au beneficiat până acum de suport și consiliere. Aparent, prima problemă e că nu are unde locui, problemele însă sunt mult mai complexe și mai dificile. Este vorba de violență domestică în foarte multe cazuri și, nu știu, vorba de medii în care un copil și nou născut nu poate să stea, e vorba la fel de violență, alcoolism și, nu știu, degradare socială, să zic. Și de asta noi le oferim aici un adăpost și asistență și protecție, ca să rămână împreună cu copilașul. În prezent, la centrul maternal în brațele mamei primesc ajutor 10 cupluri mamă-copil.